Hristos a înviat de la mine, de la prietenul meu de pe frunte și de la familie. Astăzi e duminică și noi mergem la biserică. Începem vlogul azi, dar bănuiesc că va dura mai multe zile. Dar am promis că o să... Multe lucruri interesante nu se vor întâmpla, dar am promis că o să filmez vlog, de asta mă țin de cuvânt. Am ajuns și la biserică. Cred într-unul Dumnezeu Tatălătoțitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care redintată s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care le toate s-au făcut, carele pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi zilele lui de la din bun și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui, și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care le din Tatăl porcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a pururea, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Gata slujba. Cecilia s-a dus cu Sergiu să-și cumpere biser și noi așteptăm, da? Da? Da. Ia că vin. Ce ați găsit? Nu, dar tata nu vrut să ne iei, am găsit. Tatăl trebuie să-și un tată fericit. A să mă ocup doar cu sortarea biserului. Ia arată cum se deschide. Așa? Până la urmă Cecilia și-a cumpărat organizatorul pentru biser. Și a zis ai de lucru, da? Da. Dar din biser n-ai să faci. N-ai să faci.
Ce ai cumpărat? Ia ca ții un curtus să cumpărat de ziua copiilor. Prima dată mâncăm... Lasă-l acolo. Ia de ce ai cumpărat? Ce de mori! Ciocolată și așa la? Ciocolată. Da, e duminică și eu vă arăt cumpărături și asta pentru că Sergiu a adus ieri comanda, dar nu am reușit să vă arăt ce mai cumpără lumea. Avem așa absorbante din astea, șampon, lemongras, așa, astea sunt pentru noi. Mi-am cumpărat un gel intim și cineva a mai comandat unul. Iată așa, Doamne, ce aromă! Am aici uleiuri esențiale, de asta miroase așa. Săpunuri lemon pentru veselă. Iată, ulei esențial de lămâie. Așa, ulei esențial de cedru. Tac. Ulei esențial de papermint, mentă creață și ulei esențial de rozmarin avem aici. Așa. Iarăși săpun mint, săpun de veselă, săpun de veselă, cecilia ceai de bergamotă pentru tine. Iată, așa, poftim asta ție. Așa, vin 38 de pachete în cutie. Și cineva a mai comandat. Iată, așa, absorbanții. De fapt, acesta este setul pentru îngrijirea zonei intime. Iată, așa. Leuța, unde mergem? La zi de mor. Zi de mor. Sărbătorim astăzi ziua copilor, da? Mergem cu copiii la teren de joc. O mers la minus 1, pui. Mergem pentru că de ziua copiilor. Hai, sus. Nu, mai întreb 3. Am pasat 3, dar eu l-am venit în pas. De ziua copiilor, Sergiu a fost ocupat. Așa că am decis că astăzi o să mergem să se distreze. Când e prea mult teren de joc, se plictisesc de la toate și nu știu ce să aleagă. Bună ziua, domnișoară! Dar de ce plângi? Ia vin la mămica. Dar de ce plângi? Te-ai speriat că te-a lăsat Cecilia? Лия, хай шаїч. Я уйти, Лия, хай шаїч. Краса нашу, а жесть питом куну. Хай, пакет балу наші. Хай, Лия. Репеди, браво. Лия, ця плакут? Да. Да, а фост бінь? Ți-a plăcut, Cecilia? Foarte tare, doar că ți-a respirat din toată. Stelian, ți-a plăcut? Da. Dar și ești supărat? Nu supărat. Ești flământ? Ei, bună ziua noapte. Ați mâncat aici? Ce ați mâncat? Cartofi și un fel de cărnăciori. Acum mergem să mâncăm pizza și acasă. Lia are pălărie nouă și Stelian are chipiu nou. Ei. Șana are pălărie nouă care nu știu, deși nu stă ca lumea deloc. Acum să o aranjăm să stăie frumos. În genere, dacă mă filmez din față, stă nu prea bine.
Poftă bună! Unde te duci? La Habur! Oh, nu! Ia-te acolo copiii în pielea goală! Doamne ferește! Noi vara aici am fost cu, la tabără. Și tot așa în pielea goală? Nu, fiecare și-ați costum de baie. Nu, iubita, nu se poate în pielea goală acolo, nu. Bună dimineața și Hristos a înviat. Astăzi este marți. Of, Doamne, iată, aici nu s-a întâmplat nimic rău, doar că am avut câteva plântuțe pe care le-am scos din ghiveci și le-am dat lui Sergiu la biserică să le planteze. De asta, astăzi o să mă ocup de plante. O să le replantez, o să le schimb pământul și așa mai departe. Doar că greșeala mea a fost că trebuia să pun o peliculă, dar o să strâng totul de aici, după care o să ne ocupăm de florile de cameră. Dar înainte de a începe lucru, mi-am făcut aici o sălățică din roșii, ridichi, ou fiert, sare, ulei, pătrunjel, ceapă verde și microplante de broccoli. Și aici cafeluța. Acesta va fi mic dejunul și prânzul meu, pentru că astăzi am mult de lucru și la prânz cel mai probabil nu o să mănânc. Poftă bună mie! Iată, Sergiu mi-a cumpărat așa o peliculă pe care să o punem aici pe jos. Și Cicile, duci și ți-o pere de ciorapi că se lipește de picioare. Și Cicile o să-mi aducă toate plantele din partea asta, din camera lor, de aici, de la bucătărie. Între timp eu spăl vesela, după care o să mă ocup de ele. Avem aici un substrat universal, aici avem pământ de grădină, acolo e cafea. Și plantuțele astea trebuie să le schimb. Așa, iată, încet, încet, iată ce fac. Ia uitați ce rădăcină are planta asta. Dar asta, nu știu ce se întâmplă cu ea, pentru că nu are rădăcină. Nu știu dacă are rost să o mai ținem sau nu. Și ia să vedem asta. Asta e. Mă tem că se numește limba soacrii. Așa, ia câtă și ea. Rădăcina. Zilele trecute Cecilia a pictat cu leia și a stropit tot geamul ăsta. Așa că astăzi, iată, puteți observați, astăzi trebuie să-l șterg înainte de a pune florile cu fiberul pentru sticlă, dar mai întâi voi curăța totul cu mănușa universală. Așa, iată, floricica mea, floricelele mele, arată foarte, foarte bine. Și aici le-am pe astea. Iată. Trebuie să fac curățenie aici la bucătărie. De fapt, toată casa, dar mai întâi să mă lămuresc cu florile. Dacă florile de la bucătărie sunt deja la locul lor, atunci mi-au mai rămas, iată, acestea. Sunt destul de multe. Mai am încă vreo 6 pe care nu le pot da jos, dar o să mă ocup de ele așa, acolo unde sunt. Și în timp ce am grijă de aceste floricele, eu mai particip și la evenimente online. Și mă bucur foarte mult că, iată, am această posibilitate să lucrez de acasă în timp ce îmi fac treburile, în timp ce mă odihnesc sau vizionez un film sau citesc. Da, stau cu hainele, cu cerșafurile și toate astea aici pe masă pentru că afară plouă. Deja n-o să mai plouă. Văd că începe să se însenineze, dar să știți că e tare plăcut să auzi ploaia și să lucrezi în grădină. De fapt, nu în grădină, dar în flori. Îmi pare rău că am uitat să-mi pun mănușile, pentru că Sergiu mi-a cumpărat o pereche de mănuși, dar eu, cascațică, am uitat să mi le pun și mi-am stricat un pic manicura, dar nu-i nimic. Săptămâna viitoare mergem la corecție, așa că toate se rezolvă. Și aici Cecilia și-a pregătit
omletă și-a făcut singurică, își taie castraveți și o să mănânce. Eu merg repede să termin cu florile și să fac ceva de mâncare, dar mai întâi curățenie, spală. Ajutoarele mele de astăzi merg la curățat cu praf mistic. Voi adăuga, iată, praful aici și aici și torn apă clocotită deasupra. Iată, cât am stat cu vecina de vorbă, praful mistic și-a făcut treaba. Ia, uitați-vă ce apă. Și deja urmează să le spăl, să le pun afară la uscat. Și afară, iată, iarăși au apărut soarele. Au fost soare, după care au plouat, apoi iarăși soare, iar au plouat. Eu am pus hainele pe la uscat și acum iarăși soare. Haideți să vă arăt floricelele mele și încheiem vlogul de astăzi. Iată așa, aici le-am schimbat la astea, la astea. Cu astea mi-a fost cel mai dificil. Așa. Aici avem răsadurile, acolo floarea. Aici floricele frumușele. Floarea asta, asta îmi place foarte mult, are câțiva ani. Acestea și aceasta am observat că moare, nu știu din ce cauză. Nu-i priești, probabil, solo. Și, oameni frumoși, sper că v-a plăcut și acest vlog. A fost o zi foarte intensă astăzi, o zi cu multă treabă, cu multă curățenie, cu multă activitate. Nu știu ce am reușit să filmez, dar țin minte că am început vlogul duminică, l-am continuat ieri și astăzi. Eu am făcut un duș, m-am spălat și pe păr și mă bag în pat să mă odihnesc. Vreau să un pic să citesc, un pic să mai lucrez. Și noi ne revedem la un nou vlog. Pa, pa! Ce mănânci, Liuța? Ce e asta? Haină. Zmeură. Zmeură. Agudi. Căpșuni și cireșe negre. Amari și dulce. Da, și asta e cina noastră? Da. Nu vă arăt pe Lia că e dezbrăcată. Dar de data asta chiar încheiem vlogul.